Aici este un nou sistem pe care noi o să-l promovăm în următoarea perioadă de timp. Un sistem pe care noi l-am construit pentru pasionați, pentru campioni. Un sistem care va sfâșia la propriu inamicii și FPS-urile. Nu va exista lag, nu va exista absolut nimic, orice joc, mergând mai mult decât impecabil, peste 60 de frame-uri, cu anumite detalii în joc presetate înainte. Avem în primul rând un i5-7400, unul dintre cele mai căutate procesoare în continuare, chiar dacă e și Coffee Lake-ul. Avem 8 GB memorie RAM la 2400, avem o placă video 1060 cu 3 GB memorie video dedicată. Aici se poate vedea hard disk-ul, este un hard disk Seagate de 1 TB, iar pe spate este montat un SSD la data de 120 de GB. Trendul pentru anul ăsta e în continuare RGB. Și evident trebuiau să fie LED-uri și la interior. Sunt 3 ventilatoare 220 de mm cu iluminare RGB. Voilà. În cutia sistemului o să fie și o telecomandă. Asta pentru a schimba culorile ventilatoarele în funcție de ce preferi tu. Toată configurația e în 4000 de lei. Trebuie ținut cont de un aspect, din punctul meu de vedere, important, pe care eu m-am îngrijorat un pic, dacă pot să-i spun așa. El are pe partea frontală, are sticlă securizată, iar pe partea asta are un panou de plexiglas full. Deci el se prinde aici. Nu se prinde, nu e laterală de metal cu un decupaj de plexiglas. Asta a fost cea mai mare temere a mea. Mă gândeam că din cauza acestui panou de plexiglas, temperaturile la interior o să fie cam mari. Nu sunt mari, chiar dacă rulez prime-ul și furmark-ul în același timp, timp de o jumătate de oră, ai 74 de grade pe procesor cu 75-76 de grade pe placa video. M-am jucat 13 jocuri, cele clasice pe care le știe toată lumea, CSGO, LOL, Dota, PUBG, Overwatch, toate au stat, din punctul meu de vedere, au stat foarte bine. Deci PUBG-ul cu setări pe medium, dacă mi-aduc bine aminte, a avut undeva la 57 de FPS-uri average. Overwatch-ul undeva peste 100-108. Am încercat să joc și Assassin's Creed Origin. Pe detalii high a obținut un, dacă nu mă înșel eu, un 54 average FPS. Un sistem pentru e-sport și pentru cei care vor să se destindă în fața unui sistem, dar să nu piardă nici din experiența grafică din joc, oferită de jocul pe care îl preferă. Eu cred că se poate vedea că se mișcă destul de bine. Haide mă, du-te în jos. Nu sunt probleme de lag sau alte nebunii de genul ăsta. În momentul de față eu cred că e trecut de 60, iar setările sunt 1920x1080. Totul pe mediu. În videoclipurile de prezentare, videoclipurile din review pe care l-am făcut noi, sunt și detaliile la care au fost testate marea majoritate a jocurilor și cât am obținut average FPS după 3 minute lăsat, încă 3 minute dat, încă 3 minute făcut cumul și acela este valoarea medie, valoarea average. Stai că vreau să spun asta aici. Îmi dai voie? Hai mă, lasă-mă. Te rog eu. Pun capacul. Pa!